Ma, si Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes. V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a fi de fiecare dată la curent când eu postez câte un videoclip nou. Paranteză, abonarea pe acest canal de YouTube este și va fi în permanență gratuită. Nu uitați că atunci când vom ajunge la 1010 urmăritori aici pe YouTube, Vom face primul giveaway. Giveaway, bineînțeles. Ok, vorbim mai multe atunci când, când va fi momentul. Acum, paranteză la paranteză. Uh, nici nu știu cum să încep, pentru că e o situație foarte comică dacă nu ar fi de plâns, da? Uh, în primul și în primul rând. Educația nu îmi permite să răspund cum se cuvine anumitor persoane. În primul și în primul rând, pentru cele ce sunteți mai vechi aici pe canalul meu și cele ce am mai discutat în privat, această mică paranteză nu are legătură cu Izabela. În primul și în primul rând, uh, Țin să răspund oarecum, oarecum, tot cu perdea, că până la urma urmei atacurile, între ghilimele, că pentru mine nu sunt atacuri, da? Voi aveți impresia că mă atacați. Hai, ca să fiu un pic mai drama queen, să vă simțiți și voi bine. Voi două, da? Vorbesc de două persoane. Aveți impresia că mă atacați. Nu mă atacați. Treaba cu... Cangurul da, de pe grupurile de Facebook cu și despre parfumuri. Uh, nu știu, îmi pare rău că ai totuși o vârstă, vorbesc acum cu prima persoană. Că știu că mă urmărește, e fiartă. E fiartă, e mereu aici, e nu vede viața fără mine. Sunt raza ei de soare ce o trezește în fiecare dimineață și raza ei de lună cu care adorme. Da, pentru că această, hai să fiu totuși eu și să-i spun doamnă, are impresia că mă atacă pe grupurile de Facebook, poreclindu-mă, țineți-vă bine, cangur. Da, da, eu sunt cangurul de pe grupurile de Facebook. Când veți vedea emoticoane, o să încerc să vă inserez pe aici la mine face referire. Ei bine, după cum am spus de la bun început, acum la modul cel mai serios vorbind, e de râs dacă nu ar fi de plâns. Da, pentru că totuși ai o vârstă, ai o vârstă la care e normal să educi da? persoane mai mici decât tine, să mă exprim așa, ai o vârstă la care nu știu, mai pune mâna pe o Andrea, da? Andrele. Uh, mai mergi la casa de pensii, mai vezi cum stă treaba cu biletele de tratament ce se dau prin casa de pensii, da? Nu știu, pune mâna pe o carte, găsește cu totul și cu totul altceva de făcut, da? Mi se pare de-a dreptul penibil, ca să nu spun josnic, ca să nu folosesc alte cuvinte, faptul că pe grupurile de Facebook cineva postează la SOTD, da? Scent of the day, parfumul zilei. Și tu vii acolo, îți pui și tu parfumul cel porți în ziua respectivă sau poate nu, că ce să vezi din momentul în care te-am blocat, arăbeștile îți put. Da? Ok, nu e treaba mea nici asta, fiecare se dă cu ceea ce vrea. Afna nu este brandul meu, Paris Corner nu este brandul meu, Dubai Collection nu este brandul meu, Parfumas nu este brandul meu. Da? Ceea ce fac aici este pura mea pasiune. Exact cum și felul în care eu reacționez, pentru că am printurile în telefon, ce să vezi, că lumea vede. Da? Deci lumea vede cam cât de... Hai să nu folosesc termenul josnică. Ție ți e place să spui că ești vulpe bătrână. Ei bine, vulpea aia bătrână, Uh, se face proastă și o joacă inteligent. Ceea ce faci tu, te faci inteligentă și o joci prost. Da? Printurile, foarte mișto prezentare și mai ales că le zici pe bune, nu că ai vreo reacție de aia. Te pup frumos, le zici, draga mea. Vine și răspunsul. Sărut mâna mult, da, da, știm noi. Pupici te îmbrățișez. Uh. Atât poți, atât faci. Însă, ceea ce faci nu mă afectează nici măcar atât. Reține lucrul ăsta, da? Nici măcar atât. Nu. Nu ai cum să mă deranjezi tu pe mine. Pentru că nu te iau în calcul. Că despre cealaltă persoană, hai să-i spunem, doamna cu mănuși, te pup, potilia dacă mă vezi, da? Cu fărul cu parfum, vă las link și în bara de descrieri. Vezi că se pare că m-a lăsat pe mine și te-a luat pe tine, da? Îi place treaba cu mănușile și și-a pus și ea mănuși. Din nou, tu atât poți. Tu mai mult decât uh, să iei recenzia mea și să schimb două, trei cuvinte și să o spui pe canalul tău, tu nu poți. Tu nu poți. Uh, bă, deci nu, n-am cum să fiu supărată cu voi. Deci cu voi chiar nu am cum să fiu supărată. Din contră... Mă amuzați, sincer vă spun, deci mă amuzați atât de tare, adică sunteți atât de înfocate, da? Cred că cele mai multe vizualizări voi mi le faceți, sincer. Uh, indiferent unde e ce e vorba, hop, canguru hop, uh, nu știu, gândește-te în primul rând la tu, vorbesc cu cea mai în vârstă, da? Gândește-te la copiii tăi în primul rând, dacă sunt mândri de ceea ce faci tu. Iar tu, cea tinerică, gândește-te la părinții tăi, dacă sunt mândri din nou de ceea ce faci tu. Da? Și această introducere de 7 minute și 16 secunde, dar na. Um, e treaba cu nu știu, nu vă pot, pe voi două chiar nu vă pot numi haterițe. Nu, nu. Voi sunteți așa, mă simt ca atunci când merg la circ și intră numărul clovnilor, da? Și cu asta am spus tot. Nu vă pot răspunde cu aceeași monedă sau cu moneda ce o meritați, din nou, datorită educației ce am primit-o și datorită faptului că Știți că angurul chiar e un animal frumos. Da, e un ăla frumos care își ține puiul în marsupiu și care atunci când se enervează face și box. Dar aveți grijă, exact cum v-am pus și postarea asta pe Instagram, că cel mai penibil mi se pare faptul că tu încă mă urmărești pe Instagram, da? Aveți grijă cu coada cangurului. Aveți grijă cu Cangurul are o coadă foarte lungă. Să nu vă rămână pe aici. Da? V-am pupat, făceți-vă numărul în continuare. Noi, deci minută 8.36, trebuie să țin minte că atunci când încarc videoclipul să vă spun de unde poate nu vreți să asistați la asemenea chestii care oricum nu îmi stă în caracter. Însă, Multe dintre voi mi-ați trimis sprinturi, îmi trimite sprinturi, Ana răspundele tu ca să nu, le, să nu o facem noi, nu, nu, deci nu vreau, da? Cine mă urmărește și cine știe despre cine vorbesc, nu vă coborâți la mintea lor. Dar, dar, astăzi, după. de când am eu parfumul ăsta? Să fie vreo 9 luni, cred. A venit momentul să fac recenzia unui parfum. Deja ați văzut din titlu, plus 10 variante de layering, cum v-am obișnuit de fiecare dată. Acest parfum vine de pe site-ul celor de la Dubai Collection, da, roș 25 pentru 5% discount. Vine de la Paris Corner gama Pandora Scent și se numește Amber Grand. Vine în această sticluță a la MFK, nu este chiar 1 la 1. Are acest aspect oarecum brumat, dacă zic eu bine. Da? Bine, lichidul are această culoare foarte, foarte faină datorită macerării. El fiind de atâta timp și consumat aproape jumătate în condițiile în care, în opinia mea, este strict un parfum de vreme rece. Oricât sunt eu cu parfumurile bold, cu parfumurile in your face și așa mai departe, nu. Deci cu ăsta nu am cum vara, nici măcar seara, nici măcar un puf, nici măcar nimic de genul. Ca de obicei, am să vă las notele inserate aici. Paranteză, îmi place că ai luat și treaba asta de la mine. Închid paranteza. Și noi vom pufăi și ce să spun că nici nu e cazul să apropii bloterul, deoarece e genul de parfum din două pufuri, după cum ați observat, umple o încăpere, dar o umple. Nu știu dacă v-am spus sau nu, dacă am spus-o, mă repet, este inspirat din MFK Grand Soar. În primul și în primul rând, profilul acesta olfactiv, da? Acest ADN este și se adresează strict iubitorilor de vanilie, strict iubitorilor de ambră și oarecum pentru iubitorii parfumurilor mature. De ce spun asta? Grand soar, grand soar. Amber Grand, inspirat din Grand Soar, este, este, el ca ADN de sine stătător unul matur. Dar când spun matur, voi nu mergeți către zona vintage. Nu, nu are acel is vintage. Este mai degrabă parfumul acela, nu știu cum să spun, 30 plus, da? ca vârstă, ca prag de vârstă, adresat atât bărbaților cât și femeilor. Deschiderea este, da, acea explozie de lapdanum, benzoină și lavandă. Deci, pur și simplu, și atunci când îți apropii nasul de atomizor, simți această explozie. În momentul în care l-am achiziționat și l-am pufăit, deci, pur și simplu, fără exagerare, mi-am luat, cum se spune, nose blind, da? Deci nu am mai simțit nimic toată ziua um, Am avut o mică senzație de disconfort chiar, da? Nu a fost acea dragoste la primul nas, cum mă așteptam eu în baza notelor um, Nu am crezut că acest trio, labdanul, benzoină și lavandă, în deschidere, o să mă dea pur și simplu pe spate în halul ăsta Nu! a fost achiziționat în varianta full size, blind, fără testare, fără absolut nimic. Însă, după ce l-am mai lăsat o săptămână, după ce am început câte un puf, câte două, da, treptat, treptat, pur și simplu a devenit o, o dragoste, cum se spune. În momentul de față, nu aș vrea ca acest Ember Grand să-mi lipsească vreodată din colecție. Avem aici acel combo vanilie ambră, însă, este acel combo cremos, mătăsos, dar slab condimentat. Are ceva ce mă duce cu gândul la câteva boabe de piper pe acolo. Nu știu de ce e una cel puțin. Din ce mi-aduc aminte, în momentul de față, nu are um, piperul listat, însă, pentru mine. Mie îmi dă ceva de genul boabe de piper. Și da, ca de obicei trebuie să verific pentru că nu am scos notele de la el, dar nu știu. Sigur, sigur, de fapt nu are, nu are piper acest parfum. Însă e ceva acolo ce mie îmi dă izul ăsta foarte, foarte slab spicy. E slab spicy. Benzoin, boabe de tonca, limbar, labdanum și vanilie. Da, nici urmă de boabe de piper, însă eu percep acolo două 3 boabe de piper. Explozia aceea de care v-am vorbit se domolește treptat, da? labdanum, benzoin, lavandă, însă o, um, se resimte, veți resimți acel iz fin pe durata purtării acestui parfum. Este genul de aromă caldă, decadentă, luxoasă, siropos, balsamică, însă nu are acel dulce copleșitor. Eu, sinceră, să fiu, mă așteptam la o bombă dulce, da? Ei bine, Amber Grand nu este acea bombă dulce. Este acel miros matur, old money, cum se spune, pentru că pur și simplu într-adevăr așa miroase. Miroase a bogăție, a opulență, a lux, da? Este genul de aromă perfectă pentru ocazii speciale. Uh, nu aș putea purta această aromă în viața de zi cu zi. Da? Mă duc să-mi duc copilul la grădiniță, mă dau cu Amber Grand, mă duc la Lidl, mă dau cu Amber Grand și așa mai departe. Mi se pare un pic prea mult pentru mine și pentru felul în care percep eu parfumurile. Din nou, da? voi îl purtați când vreți, unde vreți, cum vreți și cât vreți. Este dacă Masctic de la Afnan era uh, șeful la Mosc, cu ghilimele, Amber Grand este șeful la Ambra. Da. Ambra, în toată combinația asta, chihlimbarul acela cum spun ei, eu una o percep cel mai uh, în ochii mei, in my face. Da? Este, după cum v-am spus, special creat pentru vreme rece. Este parfumul acela ce l-ați putea purta seara, atât doamnele cât și domnii, la o ocazie specială, la o petrecere, la o întâlnire, de ce nu la o întâlnire de afaceri, da? Aș vedea purtat acest parfum pentru că exact asta exprimă el, da? opulență, lux și oarecum o barieră, da? E ca și cum îți impune limite, știi? Până aici, atât, până aici, stop. Exprimă putere, genul acela de parfum. Ca performanțe, până să se macereze, acest parfum prindea pe pielea mea undeva la 5-6 ore. Pe haine, bineînțeles, mult mai mult. După ce s-a macerat complet și la el macerarea completă a durat, dacă mi-aduc eu aminte bine și dacă nu mă șel, undeva la 3 săptămâni, după ce s-a macerat, acest parfum ajunge undeva la 9 ore pe pielea mea. 9 ore, are performanțe, are siaj, proiectează, are absolut tot ce vreți voi. Absolut tot ce vreți voi. Iar pe unele haine am observat că se menține aroma și după ce le spăl. Da? Și după ce le spăl. Vreau să vă mai spun din nou, paranteză la paranteză. Am văzut tot pe un grup de Facebook, din nou, hate-ul ăsta anticlone, da? Că da, domne, îți cumperi tu Amber Grand și dacă te întreabă cineva, vai ce bine miroși, cu ce te-ai dat? Cu gran Soar. Nu, tati, nimeni nu face treaba asta. Adică pe mine, oricine mă întreabă, mie una nu mi-e rușine să spun că port Pandora Sand, port Al Haramain, port Afnan și așa mai departe. Nu! Nu! Da? Deci... În fine, e treaba aceea, suntem mai un pic? încât suntem astăzi? În 19, da? De fapt, suntem în săptămâna mare, cum se spune. Și lumea e din ce în ce mai bună. Ce vroiam să vă mai spun în legătură cu acest parfum. Știți că eu sunt oversprayer, da? Dau o tonă când dau, însă cu el nu îmi permit treaba asta. Nu. Am făcut oversprayer, uh, overspraying odată cu el și mi-am luat o mare migrenă ce m-a însoțit frumos de dimineață până noaptea târziu. Nu. Are un profil olfactiv foarte proeminent, foarte proeminent. Știu că pe site-ul celor de la Dubai Collection mai este acest parfum, tot uh, inspirat din Grand Soir. Nu l-am testat, habar n-am nimic despre el. Eu decât această variantă de la Pandora Scent o am și o ador. Am zis că atunci când o să ajung undeva să mai am un sfert din el, da? acum mai am jumătate. Uh, o să-mi iau și un decant din acela să fac o comparație, să văd care va fi următoarea sticlă full size ce va intra în viața mea, pentru că, din nou vă spun, sunt de-a dreptul îndrăgostită de acest ADN, de acest uh, profil olfactiv. Și acum să trecem la variantele de layering. Și... Prima variantă, eu îmi scoteam și blotterul, dar nici nu v-am arătat. Prima variantă, cu ce puteam eu să combin Ember Grant? Da. Ugiud de la Zimaia sau baza leeringului pentru mine pe vreme rece. Și această combinație, când am testat-o eu, am aplicat întâi Ugiud de la Zimaia, da, ca bază. Două pufuri am dat, din nou, cred că am dușmănie pe mine. Și apoi, bine, cantitate egală, Amber Grand. Și ce obținem când combinăm aceste două parfumuri? Da, da. Obții... Um, Haideți să asociez cu un alt parfum cât de cât ca să vă faceți o idee. Obții un baby cat mai stilat, da? Un baby cat um, mai fin, <coughs> dar când spun mai fin, nu mă refer aici la intensitate, ci la uh, blenduire, la aromă în sine, da? Deci, combinația celor două mă duce undeva în zona baby cat, însă un baby cat mai portabil, da? Un baby cat ce l-ai putea purta și la 12 dimineața, dau un exemplu foarte, foarte faină. Ce nu v-am spus eu, înainte și înainte de toate. Ținând cont că facem layering cu acest monstru, pentru că, din nou vă spun, pentru mine acest parfum este un monstru, da? la capitolul performanțe și așa mai departe, eu atunci când fac layering cu acesta, de exemplu cu cele două, da? pur și simplu pulverizez aici da ember grand pe o parte și Ujud pe cealaltă parte. Sau pur și simplu fac treaba aceea, v-am mai spus eu în alte clipuri video în X, da? Ideea e că nu fac ceea ce ați văzut voi că am făcut eu pe blotter. Da? Nu pulverizez uh, Ember grand și apoi peste Ujud sau oricare din cele ce vor urma. Nu. Pentru că pur și simplu mai pe românește îți rup nasul. Deci dacă ai făcut treaba asta, nose blend, ți-ai luat toată ziua și nu îți vei simți nici tu parfumul, nu. Pentru că, din nou vă spun, e vorba de un parfum foarte puternic. Și în general când faci layering cu un parfum foarte puternic, nu este indicat să aplici acel parfum într-un loc și să vii cu cealaltă variantă și să o aplici fix în același loc. Nu, nu că ai rupt tot. Cât despre această combinație, din nou, e genul de combinație din ce am observat eu ce strălucește cu adevărat în aer liber, da? Din nou, vă trimit la târgurile de Crăciun. Dacă mergi la un târg de Crăciun, dacă mergi la o plimbare în parc sau la munte sau nu mai știu eu unde, undeva în aer liber, dacă faci layering cu aceste două parfumuri. Pur și simplu nu contează și dacă rămâi undeva în vârful muntelui, vor veni să te salveze numai și numai după miros, da vor ști că tu ești acolo. Este o combinație, este o variantă de layering mega proiectantă pe vreme rece, în aer rece și așa mai departe. Următoarea combinație. Este genul acela de combinație de-a dreptul intoxicantă. Da? Dacă... Bine, oricum, cam toate sunt. Cam toate. Adică nu văd... Îmi cer scuze o secundă. Nu văd Amber Grand ca fiind acel parfum de birou sub nicio formă. Nu. Nu. Așa cum automat nici toate variantele de layering nu sunt genul de arome de birou sau arome așa soft cu floricele, girly și așa mai departe. Dar următoarea combinație, v-am spus că este acea combinație dark, narcotică, intoxicantă, da? bombă sexy. Și vorbim aici despre Armaf, Club de Nui Intens și Ember Grand. Da? Acest parfum, vinovată, stai că te pun din nou, mami, este Alexandra. Da? Eu mereu vă pun pe aici, dar am uitat și de data asta o să vă las și linkul ei de la contul ei de TikTok în bara de descriere. Alexandra a fost cea care mi-a băgat bățul prin gard, cum spun eu, cumpără-l, cumpără-l, cumpără-l. Oricum, eu îl aveam pe listă de mult timp și nu știu de ce, de fapt, din pricina trandafirului, Doamne Dumnezeule! Da, astea sunt reacțiile care deranjează. Dar nu am cum să am altă reacție când miros parfumul ăsta, da? Îmi cer scuze că sunt naturală. Ce să vezi? Este superb, este divinisim. Eu nu înțeleg de ce este marketat ca fiind un parfum de damă deoarece este acel ADN unisex. V-am mai vorbit eu în acest clip video despre el. Însă, după ce că el este această bombiță, este! Yes. Dacă adăugăm și Amber Grand, s-a terminat! Game over! Este genul acela de aromă, cum să zic eu, să nu sune prea XXX. E genul de aromă care, dacă ești, doamnă, și o porți, și partenerul e prin preajmă, s-ar putea să rămâi însărcinată. da. Deci, mai mult de atât, nu am ce să vă zic. Este pur și simplu. Uh, Sexiness și senzualitate, da? Deci, pur și simplu asta îmi spune. Din nou, o combinație ce nu aș purta-o personal vorbind, da? Personal vorbind, nu aș purta-o decât um, la o cină romantică sau în acele momente petrecute cu soțul, dar în altă parte, nu, 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 clar nu. Uh, ar putea fi o aromă de clubbing, așa, dacă ești cu fetele sau dacă ești domn și ești cu domnii, da? Ar putea fi și acea aromă de clubbing, însă dacă porți din nou combinația asta în club, cu siguranță nu te vei întoarce singur acasă sau singură, da? Este mega, mega faină. Ai acele praline cu... Um, lichior de trandafir condimentate cu uh, acea vanilie ambrată spicy din Amber Grand. Da, categoric o combinație dedicată închinată sezonului rece. Următoarea variantă, uh, eu am ales aici uh, varianta cea mai de buget nici nu știu dacă este pe site, nu mai stau să pierd timpul să verific acum. Vine tot de la Dubai Collection și anume Sublim Comedy. Eu am ales această inspirație din Killian Angels Share, însă voi dacă nu-l aveți pe acesta și nu mai este pe stock sau sunteți în no Buy și așa mai departe, puteți combina absolut orice parfum inspirat din Killian Angels Share cu Ember Grand și vă spun eu că este aroma Crăciunului la level boss, da? Deci pur și simplu asta este, un Crăciun la boss level, da, da, deci nu știu, ori combinația aceasta în sine de uh, sublim comedii, da? făcând referire strict la acest parfum combinat cu Ember Grand, mă duce către un Heavenly Essence, tot de pe site-ul celor de la Dubai Collection, varianta EDT, E de toalet. Da? Pentru că cele două combinate pur și simplu îmi dau acel is dar ușor mai uh, slab pe latura buzii și un pic mai greu pe partea ambrat vanilată. Dar foarte fain. Foarte, foarte fain. Despre Sublim Comedy v-am vorbit și în acest clip video. Pentru mine este singura inspirație din uh, Angel's Share mai fresh. Da? Are un twist fresh. Are ceva fresh acolo, dar este foarte, foarte faină. Foarte faină. Merge pe aceeași linie, gurmand Buzi, însă cu un mic twist fresh. Și da, cele două combinate dau acea aromă crăciunistică, acea aromă de sărbătoare, da? foarte, foarte, foarte faină combinația și din nou una total, total unisex, cum au fost și uh, precedentele despre care v-am vorbit. Următoarea combinație vine cu un uh, parfum recent intrat în viața mea. Te pup, Mirela, dacă mă vezi, mulțumesc pentru el. Și anume Al Haramain de Tour Noir. Da? Acesta este parfumelul. Eu l-am achiziționat de la una din prietenele mele, care la rândul ei l-a achiziționat de pe site-ul celor de la Parfumas de Black Friday. L-a achiziționat pentru soț și se pare mult prea puternic. Eu oricum, hai, hai de mine. Eu oricum aveam acest parfum pe wishlist, și chiar am fost la un pas de Black Friday să-l achiziționez pentru că, în opinia mea, acest um, de noir despre care mult, mult timp s-a vorbit pe YouTube, bine, pe YouTube-ul internațional, dacă eu cam acolo urmăresc, s-a vorbit foarte, foarte mult despre acest parfum și eu eram pe sistemul ok, blind, dar trebuie să fie al meu. Nu l-am testat, nu. Nu l-am testat până ce nu am pus mănuța pe el. Dar este un ADN total unisex, în opinia mea. Dacă sunteți doamne, și dacă. ce exemple să vă dau eu? Dacă v-a plăcut uh, Herod, nu știu cum s-a uh, numit la. Uh, Reintrarea sa în stoc, deoarece știu că s-au schimbat denumirile, este vorba de uleiul ud darabi de pe site-ul celor de la Dubai Collection și Sina Honey, dacă zic bine, eu pentru Sina Honey am și backup, pentru Herod nu am făcut, dar dacă sunteți doamne și aveți unul din cele două uleiuri, o să vă las pe undeva pe aici, cu siguranță cred că o să vă placă și acest al Haramain de turnoar. El este inspirat dintr-un parfum de la PDM, Leighton, dacă zic bine, dacă nu vă las aici și o să corectez eu atunci când voi edita. Dar, dar, în afara faptului că el, ca parfum de sine stătător, este divin, divin, da? Îmi place de nu mai pot. În ziua în care l-am primit, chiar furtam pe o mână Amber Grand, pentru că voi vedeți aici, nu știu, 40-50 de minute, însă clipurile acestea cu, cu recenzia unui parfum și 10 variante de layering necesită foarte, foarte mult timp din partea mea, da? că nu pot veni, a, miros asta, da, merge cu asta, hai, le prezint pe astea două. Nu, eu nu fac treaba asta. Eu până nu port eu acele variante de layering și până nu uh, mă lămuresc eu cum stă treaba cu performanța, ce se diminuează și ce iese în evidență, pentru că întotdeauna atunci când faceți layering, automat sunt note ce se vor diminua și sunt note, alte note Alte note ce vor ieși în evidență. Dar Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, astea două combinate nu, deci nu am cuvinte. Amber grand ul său, da, de sine stătător, folosit ca parfum singur, dar necombinat cu altceva. Emană lux și opulență. Însă dacă vii și cu detur noir de la al Main, ești big boss. Big boss nu în sensul peiorativ, da? Eu oricum toate apropiatele care îmi sunt de aici, cum spun eu, le spun boss când vorbesc cu ele. Ești big boss. Deci dacă ai combinat astea două, s-a terminat. Ești, ori ești acea fem fatal, pentru că din nou este o combinație total unisex, ori ești acel Casanova. Nu ai cum. Deci cu astea două, nu, nu ai cum. Din nou, o combinație absolut, absolut perfectă pentru vremea de afară. Și îmi cer scuze, dar combinația aceasta este mega puternică. Aș putea spune că este chiar mai puternică decât Ujud combinat cu Ember Grant. Și ca să mă pot descurca cu restul, am nevoie să spăl puțin năsucul. Ce să inspir că nu vreți să știți cum miroase aici. Ok. Următoarea combinație. Eu am ales acest parfum pentru că, sinceră să fiu, nu prea am fost niciodată acea bacara lady sau... Nu știu, acum cu scuzele de rigoare, dacă vă vă place bacara sau bacara extract, purtați ce vreți. Eu nu am fost niciodată o fană pentru acest parfum, nu m-a dat niciodată pe spate. Ce mi-a plăcut mie a fost varianta aceea extract, deoarece aceea mi s-a părut mai migdalată, oarecum mai compactă. Și parfumul despre care vă vorbesc eu este tot de la Pandora Scent, se numește Pandora Ruj, eu am varianta de 50 de mililitri. Din nou, dacă voi aveți alte dupuri pentru bacara extract și aveți Amber Grand, încercați să le combinați. Doamne măicuța domnului, deci nu, n cum, n cum, din nou, Lux, opulență, ești la acea petrecere de oameni cu etichetă, cum se spune, da? Cea mai înaltă calitate de oameni. Ești acolo, însă tu strălucești. Indiferent că ești doamnă sau domn, dacă ai combinat treburile acestea două, miroși din altă lume. Clar, miroși din altă lume din nou, dacă sunteți oarecum sau slab anosmici la ambroxan, s-ar putea să nu prea resimțiți cum trebuie. Eu pentru ambroxan a trebuit să îmi educ nasul, cum se spune. Da? Am avut ceva de, de furcă cu el, deoarece am fost anosmică. Însă, treptat, treptat, tot testând mai multe, mai multe, mai multe parfumuri oarecum mai mult sau mai puțin centrate pe Ambroxan, am început să-l să, -l, să -l simt cum trebuie, să-l percep cum trebuie. Și da, asta este aroma aceea de viață bună, de lume selectă, de uh, petrecerile acelea cu circuit privat. Da, asta este cuvântul. Petrecere cu circuit privat unde nu intră oricine oricum oriunde, oricând. Foarte, foarte fain Este din nou pur și simplu definiția luxului. Cea mai ă... asta ar fi, da, din tot ce am eu aici cea mai luxoasă combinație, cea mai cea mai luxoasă, cea mai ă, ă, strălucitoare combinația aceea de divă sau de div, <laughs> pentru că din nou este una. Totalmente unisex și pentru că tot vorbeam noi de Ambroxan și de felul în care am avut eu de, a, de furcă și de a face cu el, am aici un parfum testat, dacă nu mă înșel, acum un an de zile, dar a achiziționat acest an, da? Vă las aici unboxing-ul și primele impresii pentru el. Este un parfum ce și voi mi-ați cerut recenzie și la fel variante de layering pentru el. Cu siguranță voi face și acel clip. Îl iubesc de nu mai pot și este vorba de Historic Doria de la Afnan. Da, are aici niște la ciucurel. Este una din cele mai neobișnuite, dar. Superbe sticle din tot ceea ce am. Și bineînțeles că eu am și cutia. Dacă sunteți genul care le țineți într-o vitrină sau ceva, da? Cum să nu-ți atragă atenția așa ceva? Și cutia v-am arătat și în clip. Partea de aici pur și simplu are magnet, da? Deci e prima cutie pe magnet de la parfumurile Midalista. Ok, în afară de prezentare, care din nou suntem în luna cadourilor, dacă aveți de făcut un cadou, da? Pentru că în afară de cum arată acest parfum, miroase și performează ca un nebun. Deci parfumul acesta este unul nebun din toate punctele de vedere. Doamne Dumnezeule, este acel floral pudrat. Este exact cum v-am spus eu, ca și cum ai face layering între uh, flor narcotic, narcotic flor, vă las aici, de la Ex Nihilio și Instant Crash de la Mansera. Pur și simplu, eu asta simt în el, da. Știu că multă lume spune că ba este my way cu bacara, ba nu pentru mine și pentru nasul meu este 50% acel instant crash pe care eu l-am și îl iubesc, da? Fără fără acel șofran in your face. Nu știu dacă are listat, oricum și pentru parfumurile din variantele de layering, vă las notele pe ecran. Nu știu dacă are listată nota de șofran. Însă eu simt o atingere. Nu este șofranul acela puternic din Instant Crash. Și, în afara faptului că el este superb, dar superb ca parfum de sine stătător, dacă l-ai combina cu Ember Grand Game Over. Deci, Game Over este o combinație, în opinia mea, ce înclină mai mult feminin. Da? Uh, are un ceva, un subton feminin. Dacă sunteți domni și dacă nu vă feriți de izul acela fin pudrat, s-ar putea să funcționeze și pe dumneavoastră. Eu nu zic nu, nu. Dar nu vă apucați acum să vă luați historic Doria full size blind și să-mi spuneți a ah, tu ești de vină. Nu, achiziționați mostre, decanturi și așa mai departe. Dar, Cred că este singura, dacă nu mă înșel eu, combinație ce aș putea să o port eu personal până primăvara târziu. Pentru că partea asta pudrat, ambroxanul acesta pudrat, dacă resimt și ambroxanul însă și partea pudrată din Historic Doria, oarecum temperează uh, partea asta cald, picantă, da? vanilia ambrată, slab, picantă din Ember Da? Pur și simplu parcă acest historic Doria domolește da? căldura lui Ember De aceea spun că este o aromă ce cred că aș putea eu personal să o port până primăvara târziu, această variantă de layering. Dar este divină. Este genul acela de aromă ce mă duce cu gândul la doamna aceea super elegantă, bine crescută, bine educată, doamna aceea cu voce temperată, cu privire blajină. Nu știu, este o aromă de doamnă cu bani mulți, da? Cam asta înseamnă această variantă de layering. Următoarea este pentru iubitorii sau iubitoarele uh, notei de cafea, dar uh, nu cafeaua aceea nebună din uh, Your Drug de la Emir, ci acel uh, cafe frappe da, sau ceva de genul de la Eternal Coffee de la Paris Corner, nu mai știam, nu mai vedeam aici firma. Și când am făcut această variantă de layering, am aplicat ca bază Ember Grand, deoarece Ember Grand este prin definiție profilul său olfactiv mult mai strong și mult mai in your face decât cel al lui Eternal Coffee. Și da, Doamne Dumnezeule, Mă duce foarte, foarte slab, dar foarte, foarte slab în Hamra Kaua. Foarte slab. Are ceva din Hamra Kaua, însă pot spune un 20%. da, Un 20%, pentru că Hamra Kaua... Uh, nu pot spune că este un uh, parfum inspirat, da? Însă acestea două combinate au un slab 20% din acea aromă. Este cafeaua de aici care e cafeaua aceea cremoasă uh, o idee fin buzi, însă cu ceva fulgi de cocos pur și simplu o transform într una Uh, mai bogată uh, vanilată ambrată slab condimentată. da? Cam asta este. Trebuie să fie în zona parfumurilor uh, gurmande deoarece da, uh, combinația de aici are ceva izgurmand, fix dulceața acestui parfum. Este ca și cum ai avea acele dropsuri cu cafea, da? Um, sunt niște dropsuri. O să vă las aici. V-am mai povestit eu în videoclipul cu și despre Eternal Coffee. Dacă nu l-ați văzut, vi las și pe acel aici. E ca și cum ai avea acele dropsuri cu cafea și ai veni peste cu o glazură de vanilie fiind condimentată. Da? Deci, tot în zona gurmandelor, ești. Doar că îmbunătățești vizibil performanțele acestui parfum pentru cei sau cele ce se plâng de performanțele lui. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, am chimie cu el și stă bine pe mine. Dar da, din nou o variantă de layering total, total unisex și din nou una de sezon. Următoarea combinație vine de la uh, cu un parfum. Este vorba de un parfum al casei La Tafa, unul din preferatele mele pe viață. Și anume Nașit sau varianta inspirată din Ani Nișane. Doamne Dumnezeule, această variantă de layering este total unisex. Și Doamne. Doamne. În afară că, în afară a faptului că în Ember Grant, din nou vă spun, aveți acea vanilie ambrată spicy și așa mai departe, da? Slap spicy. În nașit de la Latafa, din nou aveți o vanilie spicy, ceva accente de ghimbir și așa mai departe, da? Pe ansamblu pur și simplu aveți două vanilii spicy. Însă Um, în nașit de la Latafa este vanilia, vanilia aceea spicy oarecum cu subton rece În sensul că um, dacă ar fi să fac o paralelă între cele două Vanilia spicy din Ember Grand mi se pare că pur și simplu arde da? Dar nu vă duceți cu gândul la izul de vaniliarsă Nu, este foarte foarte caldă În nașit de la Latafa este ceva... Cu subton ierbos, da? E genul acela de parfum vanilat spicy, însă ai ceva plante verzi pe aici, pe acolo, în afara ghimbirului. Foarte, foarte faină combinația. Din nou, una beast mode, dar beast mode din acela grav, da? Este una din combinațiile ce s-au simțit pe mine, și după ce am stat în cada cu spumă și cu apă caldă, cred că 40 de minute. Da, este o combinație beast mode. Beast mode, magnet de complimente, total unisex, o aromă total extraterestră, da? Dacă combinați aceste două parfumuri, în afara faptului că veți mirosi extraordinar, toată lumea va vrea să știe cu ce v-ați dat. Și uh, ultimele două, dar nu cele din urmă. Haideți să pe care? Nu, hai să luăm pe el. Dar încă o dată, îmi cer scuze, însă după varianta aceasta cu parfumul nașit și amber Grand, nu, nasul meu deja oricum e... Bun, următoarea combinație vine cu un parfum al casei Afnan, v-am mai vorbit în acest clip video despre el, un parfum, ce era el sărăcuțul abuzat, acum este mult mai abuzat decât înainte. Da. Vadi al Dahab este acel parfum sub 90 de lei care are o aromă în sine de 300-400 de lei. Deci iubesc acest parfum și nu mi-aș dori să dispară vreodată. Acest parfum a fost din uh, una din cele mai mari descoperiri ale mele legate de această casă, de casa Afnan. Și după ce că el este un frumușel, cum zic eu, de sine stătător, dacă l-ai combinat cu Amber Grand, s-a terminat. Deci s-a terminat garantat, garantat, garantat. Este acel parfum oriental, cald oriental, acea vanilie ambrată, slab condimentată, însă genul acela, cum să vă spun eu, pe de o parte resimți vanilia aceea uh, fin condimentată, iar pe de altă parte resimți acele accente fine de, uh, v-am mai spus eu, pe mine. Se presimte Nutella Când port acest parfum Pe mine mă duce foarte foarte mult Fără a fi un dupe Fără a fi un parfum inspirat Din Angel Muse EDP da? Varianta discontinuată Că e de dacă nu mă înșel Mi se pare că încă mai este De aceea am spus varianta discontinuată Dar cele două combinate E ca și cum mai aveam Gata. Ca și cum mai avea un combo vanilie, ciocolată, ceva ambrat, ceva slab condimentat, da? Din nou o combinație total, total unisex și din nou o combinație cu un subton sexy. Ai ceva sexy acolo, ai ceva obrăznicuț acolo. Dar foarte faină. Foarte, foarte, foarte faină. Ultima variantă, dar nu cea din urmă, și o variantă la care, sinceră să fiu, nici nu m-am gândit vreodată că ar putea mirosi atât de bine. Vorbim aici, bineînțeles, despre un parfum de la Ahmed Al Magribi, că nu, n-avem cum clip fără Ahmed Al Magribi. Apropo, următorul video este un unboxing cu noutăți ale casei Ahmed Al Magribi. Pentru că trebuie să văd cum fac cu timpul, că sunt acea uh, masochistă, după cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, sunt cu coletul în casă, nedeschis, de o săptămână. Se face o săptămână, da. Uh, acel parfum este nimeni altul decât, da, l și văzut, <laughs> Ros Noir. Da, Ros Noir a revenit pe stoc. V-am lăsat la story pe Instagram, nu mai știu dacă am pus și pe TikTok, v-am postat aici și pe YouTube, da. Toate minunățiile casei Ahmed al Maghribi, da, Roznoar, Zuraike, Marin, bine, Marin e mai de vară. Dar dacă vreți să fiți asigurate și să-l aveți de acum pentru la vară, e un lucru bun. Deci toate, toate minunile casei Ahmed al Maghribi au revenit în stoc pe site-ul celor de la Parfumas și în afară de asta au noutăți. Da, au noutăți. Eu tot fac treaba aceasta, îmi cer scuze, însă genele mele false. Ok, vorbim acum despre Rose Doamne, doamne, Dumnezeule, doamne, Dumnezeule, deci parfumul acesta este nu știu. Luați așa, faceți paralela următoare. Este Olimpea de la Paco Raban și este Rose Noir care nu este nimic altceva decât Olimpea varianta de nișă. Și da, îmi asum când spun variantă de nișă, um, îmi asum treaba asta în toată vâlva asta cu hate-ul, anti, parfumuri Middle Eastern și așa mai departe. Însă, eu v-am vorbit și în acest clip video, eu am fost mega nebunită după Olimpea 5 ani de zile. În momentul în care am întâlnit Rose Noir, am spus, pa, Olimpea, pentru că nu. Nu. Olimpea nu spun că nu este un parfum ce miroase bine, nu spun că nu performează, nu spun că nu proiectează și așa mai departe. Însă roz noir este Olimpea la puterea N din toate punctele de vedere. Dar absolut toate punctele de vedere. Și eu l-am purtat pe acesta de curând pe vreme rece și este divin. Divin chiar și pe vreme rece. Și... Dacă combinați roz noir cu Amber Grand. Da, da. Deci nu știu de ce, pur și simplu, când simt această aromă, pur și simplu văd uh, cadrele acelea pinteristice, o să vă las aici. Uh, cadrele acelea pline cu uh, pline Străzile acelea pline cu zăpadă, um, pozele acelea pinteristice cu, uh, br cu brad împodobit brut, cu brad împodobit și uh, decoruri de Crăciun, este cea mai, cea mai divină aromă, da? Pur și simplu este bombiță, pur și simplu este. Ce emană senzualitate și sex appeal rose noir? Dacă îl combinați cu ember grand, din nou, este senzualitate, aerul acela sexy, combinat totodată cu aerul acela cozy, ce vă învăluie, da? Superbă! Superbă combinație! Superbă! Este una din preferatele mele și da merge foarte mult 80% către latura feminină. De data aceasta nu este o combinație unisex. Bun. Cam atât 58 ore, hai că sunt bine. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă aveți Ember Grant sau dacă aveți acest parfum, pentru că eu una sunt foarte curioasă și până acum uh, am un colet pe drum, însă nu mi-a dat prin cap să-mi achiziționez și mostră pentru nenicul acesta Sunt foarte curioasă de el Așadar, dacă l-aveți pe domnul, lăsați-mi și mie în comentarii cum este, cum se prezintă, cum îl percepeți și așa mai departe La fel, dacă aveți Amber Grand sau Amber Grand sau dacă l-ați testat din nou. Lăsați-mi și mie în comentarii și mai ales dacă l-aveți și aveți și vreunul din parfumurile cu care am făcut eu layering, încercați și voi și lăsați-mi impresiile voastre în secțiunea de comentarii. Ca de obicei, link în bara de descriere pentru absolut fiecare parfum despre care v-am vorbit, link pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok și contul de TikTok al Alexandrei. Și cam atât. Până data viitoare, când vom avea unboxing, vă mulțumesc din suflet că mi-ați suportat și intro-ul. Da? Vă mulțumesc că sunteți mereu alături de mine. Vă mulțumesc că sunteți oameni. Vă pup, vă îmbrățișez. Vă doresc zile minunate și mai ales pline de مرفوم ومفوبت زبان من شرخانه